Da. Și al meu dincă care îl aveam la pușca mitraliera, mă duc să vedem care a mai scăpat din barajul ăla de artilerie. Când găsesc pe dincă al meu pe Brânci, cu mitraliera cu pușca mitraliera lângă el, ce faci dincă jenit? Nu. Zice, nu mai funcționează pușca mitraliera. Păi de ce? Cum? Zice, uite aici pe viroala asta în jos, zic, trebuie să fie un armurier cineva, că așa este pe front, e de toți, dar să alergi. Zice, nu mă duc, zice, nu vezi maiorul? Bălea, zice, strigă să nu dăm niciun pas înapoi, strigă la noi. Atunci l-a luat la mine, aici a fost răscrucea. Am luat o pușca mitralieră să mă duc de pe armurier. Și am găsit armurier. Mi-a schimbat arcul recuperator, că asta a fost toată chestia. Înghețase arcul recuperator și nu mai mergea pușca mitralieră. Îl repar și mă duc la dincă, îi dau pușca mitralieră. Dacă îi dau pușca mitralieră, când ne uităm în partea de unde plecasem noi, rușii venea puhoi, mult pe pălățime ca de aici până la drum, unul lângă altul, nu văzusem așa ceva. De ce mergea în felul ăsta, nu pot să... Dar mergea la pat, la pat. Am strigat, vin rușii. Când eu, în problema asta cu Dincă, el, olteanul ambițios, pune pușca mitraliera și mai bine făceam să nu o dau deloc. Așa, pune că se tragă, nu trecea dincă, nu trecea, că nu putem noi să oprim pe ăla acolo. Nu putem, mai bine ne retragem. Și a tras, domnule. Totuși a tras, nu ne-a înțeles, ne-a descoperit și ne-a ochit așa de bine. Când am vrut să ne retragem, țac, îl cârmește întâi pe el mortal și pe mine apuc la stânga și îmi trece glonțul prin piciorul drept și se trece. Da, și mă rănește și pe mine. Deci chiar în dreptul genunchiului, nu? Da, sus de genunchi, de aici, uite, mi-a intrat pișa și pice. Da. Când am văzut... Ai obosit? Nu. Când am văzut chestia asta, în situația în care mă aflam, când trebuia să mă retrag, și cum mă retrag eu acum? Toți au început să se retragă, în dreapta, în stânga, auzei, auleu colo, sau ne vizase și trăgeam noi ca la poligonul de tragere, ne vedea. Era cam 300 de metri distanță de noi. Așa. Dacă m-a rănit, ce să fac? Am mers în retragere și eu, și mână, și mână, și mână. Bari mi-a zis să găsesc un loc să mă pansez eu, că aveam pansamentul nostru individual care ne-l dădea, adică aveam pansament. N-am putut, am mânat, curgea sângele pe pulpă în jos, morcăia în bocanc, așa, până am găsit sus, pe un platou, am urcat o coastă repede și acolo, toți care cu ne retrăceam, așa, tocmai acolo, când ne-a zărit așa de bine, mai pune în funcție și catușa. Și când ne trezim și cu rafale de câte 30 de proiectile care trăgea catușa asta odată și unde prindea, acolo rădea. Era o zi de 21 noiembrie, nu? Da. Când au folosit pentru prima dată catușa pe dumneavoastră. Da. Da. Dar nu ea. A fixat atunci, a încercat, adică ce să mai... Eu am mânat așa, până am reușit o leacă după ce a încetat tragerea, că a făcut 3 trageri. Una, chiar din prima, ne-a depășit. A doua a tras mai departe. Și a treia mai departe. Dacă avea ochitorul să pune distanța cu 100 de metri mai jos, acolo ne făcea praf. Așa. Dar a depășit peste noi și am scăpat. Dar ce să fac când mai jos, așa, în marginea unei vâlcele, era o movilă mare. Era un observator al teleriștilor. Și acolo niște găuri. Și m-am dus acolo și m-am pansat sigur. M-am dus acolo, am scos pansamentul și m-am pansat. Un frig nebun, am ieșit afară, încotro apucăm, am luat-o toți, câți am scăpat până acolo și am mers pe dâmbul așa, acolo am găsit și niște spice de grâu, când ne târșam
în zăpadă și am tras, am tras cu mâna, m-am băgat, să zic, 20-30 de spice de gru, aia a fost alimentația pe ziua. Așa, l-am băgat în, în țapă de perinde și am mers, am mers înainte, m-am pasat, cum îmi spusei, și am rămas aici neîncercuit. Așa, aici neîncercuit. Am coborât într-o vale, da. Într-o vale, acolo era debandada, nu știam încă deocamdată, debandada, așa. Mai era o bucătărie pe noate care mă împărța la, la anteleriști niște lor, așa. M-am dus până tot că acolo n-am apucat să iau. S-a auzit de, de problema catastrofă la Cotodonului, ne-a trimis avioane. Avioane. Să aterizează un avion, mai cam la vreo 200-300 de mine, fugi și acolo să prind avionul ăsta. Dar ce să te mai duci? Știop și-o întăcăind așa. Nu am prins nici avionul. Am venit înapoi. Aici ce să mai facem? Situația a fost că seara, dacă s-a produs debandada, n-am mai, nu s-a mai putut ca să mai ținem rezistență undeva și nici nu mai știam unde este linia inamicului. Nu mai știam că ne încercuise peste tot. Și în două zile, trei cât am stat aici, oriunde ai fi vrut să apuci, l-a pus, răsărit, în miază noapte, peste tot era focuri. Și un capitan ne-a spus, zice, suntem încercuiți. Mâncare, domnule capitan. Un plat un mer. De unde mâncare? Nu este. Suntem încercuiți. Trebuie să fie trupa germană ce să ne spargă cercul. Sau trupa noastră. N-avem nimeni. Nici german, nici nemți, nici nimic. Erați condamnați. Da. Ce mai? Eu, cum îmi spusei, ca aceea a fost sesiunea. M-a, dacă am fost rănit, am fost rănit, am intrat noaptea, că s-a făcut noapte, și am intrat în bordeul ăla unde era peste 100 de răniți. Așa dimineața m-am sculat, m-am trezit cu chestia cu visul mamei, care m-a hățit, zice, scoală mamă, că zice, ai tăi s-a dus. M-am sculat, nimic, liber peste tot, nu mai vedeai nimic, am apucat cu păticuța în jos, o iau în sus, mă văd, mă zăred pe aia doi călări, da. Când era rușii și când mă duc, mă duc, mă duc, mă duc și găsesc o groapă mai, mai mare și sar într-aia. Păi chestia că zic, nu m-o fi observat, nu m-o fi observat. Aici mai era unul sărac, care îl împușcase cu ochii deschiși, gura căscată. M-am făcut loc lângă el, l-am împins așa, crezând că e viu deocamdată. Dar zic, e mort, e mort. Rușia venit drept la malul gropii. Nu? Stavaite, stavaite, strică, așa e la ei, scoală, ai scoală de acolo. Eu îmi sălta capul, dar încă tot nu, nici atunci nu mi-am dat seama că sunt ruși. Tot ziceam că o fi de-ai noștri, că o fi nemți, călări. Și băi frate, ce să vezi, mă scol, nu? M-am scolat, cu, m-am săltat în groapă cu arma în mână, iar notă. O problemă foarte complicată, pe putea să mă împuște. Înțelegi? Cu alma mână. Unul de ei, nervor, cazaj de aia, păi domn, cu o sabie, trage sabia de acolo, de bucălare, cum era, bras, bras la ea armă, eu, bă, păi mate. Adică că s-arunc arma. Și am aruncat arma, da, da. Na, du-te, naibii de pomnitoare, că tot degeaba te-am cărapă aici. Așa am murmurat. Du-te. Nu, român, român, ofițer, că aici nu v-am spus, că în vălmășeala aia, eu am găsit o, o, tot o minune dumnezească, am găsit o șubă aruncată jos, împlănită cu boi piel de oaie și cu un guler mare tot împlănit, așa, și am avut, și a crezut că sunt ofițer, nu, soldat, soldat, iar, nu, davai. Ei a luat-o înainte și o după ei. Și altă minune, că la chestii de-astea merge nu prizonierul în urmă, și merge înainte și, mă rog, cel care te ia merge după tine. Și m-am mers după ei, după, înainte așa, înainte așa.
Ei se ducea înainte, mai mergea, mai făcea, nu, davai, 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 davai.